Salutare pariori! Pentru ziua de duminică, tipserii noștri de pe site-ul biletul-zilei.com v-au pregătit 6 pronosticuri. Haideți să le vedem! Bordeaux, Nice. Tipsterul BMG se așteaptă la o confruntare spectaculoasă. Gazdele nu vor avea motive pentru a se cantona în defensivă, în timp ce oaspeții practică un fotbal ofensiv și vin după două meciuri consecutive în care s-au produs minimum 3 goluri. Prin urmare, tipsterul nostru crede că ambele echipe vor miza pe cartea atacului, iar pronosticul lui pentru acest meci este că vom vedea între 2 și 4 goluri. Wade continuă cu pronosticurile din fotbalul american, iar pentru ziua de duminică ne aduce în atenție confruntarea dintre Patriots și Raiders. Cei de la Raiders vin după o victorie importantă obținută împotriva celor de la New Orleans. Cu toate acestea, defensiva lor are mari probleme, iar cei de la Patriots ar putea profita din plin. În opinia tipsterului nostru, Raiders își va opri seria de victorii duminică seară, așa că a ales pariul de tip handicap New England Patriots minus 3,5 puncte. Hoffenheim, Bayern. După ce s-a impus cu 8-0 în prima etapă din Bundesliga, este de așteptat ca Bayern să mențină motoarele turate și să câștige un nou meci la o diferență de cel puțin 2 goluri. În precedenta vizită efectuată pe terenul lui Hoffenheim, bavarezii au câștigat cu scorul de 6-0. Diferența de calitate dintre cele două echipe este evidentă, așa că tipsterul David Chirilă propune pariul pe victoria lui Bayern la o diferență de minimum 2 goluri. Cadiz, Sevilla. Sevilla a avut o prestație bună în Supercupa Europei, iar tipsterul Red se așteaptă ca această echipă să înceapă noul sezon din La Liga cu dreptul. Cadiz este nou promovată și a pierdut deja un meci pe teren propriu împotriva Osasunei. Ținând cont că acum va întâlni un adversar mult mai greu, tipsterul nostru propune pariul pe victoria echipei oaspete. CFR Cluj, Chindia. CFR abordează partida cu un mural excelent. În ciuda faptului că este posibil să vedem mai multe schimbări în primul 11 față de meciul din Europa League, Dan Petrescu are la dispoziție un lot cu mulți jucători experimentați și valoroși. Tipsterul CR7 se așteaptă la o victorie a ardelenilor, dar și la cel puțin 2 goluri marcate de aceștia. Prin urmare, pronosticul lui este 1 și 2+. Lorient, Lyon. Gazdele joacă un fotbal ofensiv și ținând cont că oaspeții au ajuns la 3 etape consecutive fără victorie, tipsterul Andrei Chiriță crede că Lorient poate să profite de forma slabă a adversarei și să obțină toate cele 3 puncte. Lyon are probleme pe fază defensivă, iar în ultima perioadă a arătat că se simte mult mai bine acasă decât în deplasare, așa că tipsterul nostru recomandă pariul pe cel puțin un gol marcat de gazde. Sper să vă inspire pronosticurile oferite de colegii mei, iar până data viitoare, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați la canalul nostru.